Ziua Duminicii îmi aduce aminte de atotputernicia ta, Stăpâne, cu care ai zidit lumea și ai răscumpărat pe om. Ție, deci, iubitorule de oameni, Doamne, mă închin și îți mulțumesc foarte pentru darurile cele mari ce ai făcut și le faci tuturor făpturilor tale. Inima mi se bucură și se desfătează când stau și cuget, cum că numai Tu însuți ești Dumnezeu atot sfânt, atot înțelept, atot puternic, necuprins, încât nicio bunătate și nici o mărire nu-ți lipsește. Tu ești unul Dumnezeu în trei fețe, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Numai pe Tine Te cunosc, Dumnezeu adevărat, și Te mărturisesc și Te măresc. Ție mă închin și-ți servesc pururea cu toată inima și cu toată puterea. O, Părinte Sfinte, îndură-Te de noi! O, binecuvântat Fiu al lui Dumnezeu, mântuiește-ne de iad! O, Duhule Sfinte, dăm darul și acoperământul Tău! Mult îndurate, Stăpâne, rogu-Te să uiți păcatele mele cele multe, după mulțimea îndurărilor Tale. Mulțumesc din toată inima pentru bunătățile ce-mi trimiți în toate zilele, mai vârtos însă pentru răbdarea Ta cea mare, că nu m-ai pedepsit după mulțimea păcatelor mele, ci aștepți căința mea ca un iertător atot bun și îndurat. Doamne Iisuse Hristoase, dă-mi darul ca să petrec bine și creștinește în această săptămână și să nu mai păcătuiesc Ție nici cu cugetarea, nici cu cuvântul, nici cu fapta, întrumărirea și onoarea învierii Tale, celei de-a treia zi și a venirii Duhului Tău celui Sfânt asupra apostolilor. Îndeosebi, mă rog pentru ajutorul Tău, prea bunule Stăpâne, ca să mă cunosc pe mine, ca să mă căiesc de păcatele mele și să mă îndreptez cu mărturisirea, iar în ora morții să fiu aflat, pregătit, cuminecat și cu inima curată și să fiu aflat demn de împărăția Ta cea veșnică. Amém.